Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere la 22 aprilie, ești aventuroasă, ambițioasă și realistă. Știi exact ce vrei și ai destulă hotărâre pentru a-ți pune în aplicare planurile. Îți plac frumusețea naturii, a artei și a muzicii, deși o atitudine solidă, sensibilă față de lume te concentrează pe sarcini practice. În ciuda temperamentului artistic, ești mult mai interesată de păstrarea tradițiilor, mai degrabă decât de introducerea de inovații. Ești la fel de puternică ca și căpetenia Gibraltarului și respecți cu încăpățânare convingerile tale, ceea ce ești de acord azi, ești de acord și mâine. Tu ești puternică nu numai în inițierea și punerea în aplicarea ideilor tale ci și în crearea unor întreprinderi care funcționează cu succes, organizarea și menținerea unui statut adecvat, fie că este vorba de familie, de un restaurant, de o școală, de orice unitate socială, este raiul tău. Paradoxal, nu poți fi atribuită categorie active din punct de vedere social, ești mai degrabă un pustnic, ești liniștită și nu ești deloc dornică să atragi atenția asupra ta însăți dar ai cunoștințe secrete despre modul în care munca grea poate fi făcută fără a fi tensionată. Totuși, marele talent al organizatorului trăiește în tine și, mai devreme sau mai târziu, el se extinde. Chiar dacă acest talent nu se manifestă în activități profesionale, acesta va găsi aplicații în sfera internă, de exemplu în organizarea de sărbători de familie. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități: încredere, blândețe, loialitate, iubire de natură și frumusețe. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este ca simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces, venus de dragoste, de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici. Dar există și o parte reversă a monedei, datorită influenței lui Venus, pot suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într una negativă astfel încât dragoste ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipo. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și capacitatea de a gestiona banii. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic la scară largă și de a împărtăși, în materie de afaceri ești realistă și carieristă. Tu, fără oprire, te îndrepți spre obiectivul tău, deoarece știi foarte bine ce aștepți de la viață, ești practică și consideri viața zilnică pământească drept sfera principală de aplicare a forțelor tale, dar taurul din tine nu ar fi taur. Dacă nu apreciezi frumusețea artei, a muzicii, a naturii, ești credincioasă și de încredere, nu îți schimbi în mod constant principiile și atitudinile. Indiferent de aspectul tău fizic, prezența ta fizică este întotdeauna tangibilă și, adesea, garantul succesului întreprinderii. Cea mai mare problemă pentru tine este capacitatea de a controla impulsurile interne puternice. În mod normal ar trebui să fii foarte modest în aprecierea abilităților tale, dar în aceeași măsură te poți dovedi a fi prea ambițioasă și chiar insidioasă față de alții, trebuie să te străduiești să-ți direcționezi abilitățile organizaționale către serviciul de dreptate și onoare, deși ești uneori orbită de bani, nu trebuie să te închini orbește vițelului de aur este mult mai util să adoți experiența și abilitățile de afaceri ale finanțatorilor majori, în timp ce respinge metodele incompatibile cu conceptul de moralitate. După ce ai creat o familie, o afacere sau o organizație, după o perioadă de timp, te vei întreba cu siguranță cât de bine funcționează creația ta. Va trebui să decizi pentru tine însă întrebarea cardinală. Dacă să dezvolți afacerea pornită de-a lungul acelorași linii, să faci obiectul ajustării sau să părăsești compania moartă și să treci la un proiect mai atractiv, conștientizarea faptului că renunți la propria idee, precum și la gândirea tacticilor de a te retrage din prima linie, este întotdeauna dureroasă pentru tine și este plină de anxietate și emoție. În acest stadiu este important să asculți vocea interioară. Și în sfârșit, este necesar să dezvolți spiritualitatea în sine și să eviți înrobirea prin valori materiale. Te distingi față de alții nativi din tauri prin astfel de diferențe de natură, loialitate, naturalitate și, de asemenea, curaj. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii Sufletul Petrecerii fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 22 aprilie soartata? Ești capabilă să dezvolți multe idei viabile și apoi să te angajezi în întruparea lor. Îți poți deschide propria întreprindere, îți organizezi activitatea și gestionezi pe deplin întreaga afacere. Ai abilități enorme de organizare, poți gestiona un restaurant, o școală și cu aceeași diligență, propria ta familie sau un eveniment public. Cu toate acestea, este imposibil să spun că ești foarte sociabilă și deschisă în comunicare. Ești mai caracteristică unei izolări de oameni, nu îți place să atragi atenția nimănui, iar din partea ta nu te simți remarcabilă. Tu ai doar abilitatea intuitivă de a ghici calea cea mai corectă din toate cele disponibile și de a găsi cele mai simple și rapide modalități de a-ți atinge obiectivele. Tu gestionezi acest lucru fără niciun efort și consum psihic, prin urmare, chiar dacă nu începi să-ți folosești abilitățile în scopuri profesionale, vei putea să le folosești în desfășurarea sărbătorilor de familie. Așa cum tu reușești să conduci afacerile comerciale, poți provoca invidie și nemulțumire din partea superiorilor tăi, și dacă reușești să-ți îndeplinești perfect îndatoririle, și totuși obții o evaluare negativă și părtinitoare a muncii tale, vei trece o asemenea nedreptate cu greu. Uneori, te forțezi să refuzi să-ți continui îndeplinirea îndatoririlor, cu toate acestea, cu colegii tăi în întotdeauna menți o relație echilibrată și respectuoasă, deoarece angajamentul tău, punctualitatea și loialitatea față de principii evocă simpatie involuntară de la ceilalți. În ciuda unui posibil aspect inestetic, prezența ta nu trece neobservată, iar participarea ta la o sarcină aproape întotdeauna duce la finalizarea cu succes acesteia îngrijirea de a deține o companie și de a organiza o familie nu-ți lasă liber un moment. Indiferent dacă este necesar să corectezi direcția la de tine și dacă este singurul tău drept, aceste întrebări te chinuiesc zi și noapte, deoarece nu-ți place să recunoști eroarea deciziei tale. Gândirea propriilor tale greșeli te conduce în depresie și anxietate. Numai intuiția genetică te ajută să înțelegi propriile îndoieli și să ajungi la concluzia corectă. Tu ai merita să depinzi mai puțin de beneficiile materiale ale realității moderne și să ajungi la o înțelegere a adevăratului tău scop în această viață. Așa cred eu. Dragoste și compatibilitate. Ești un romantic secret, dar ai tendința să eziți când vine vorba de o relație strânsă. Natura ta pasională și senzuală necesită reasigurări emoționale care pot veni numai de la un prieten grijuliu, credincios și devotat. Într-o uniune fiabilă, ești partenerul credincios și cel mai iubitor. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alții reprezentanței elementului pământ, respectiv fecioara și capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitatea unui astfel de partener. Desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești. Cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului, o alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu scorpionul. Vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică, și în constanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil. Neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, pentru tine cele mai frumoase ocupații sunt cele de administrator, organizator, coordonator. Aceasta este vocația ta și ești capabilă să organizezi și să ai grijă de întreprinderi de orice nivel și amploare. În ciuda acestui fapt, nu ești un element activ din punct de vedere social. Deși ești modestă nu ești deloc invizibilă. Ești un lucrător excelent care poate efectua foarte multe lucrări fără să obosească. Este posibil să nu lucrezi într-o poziție administrativă, dar atunci îți dai seama de această înclinație acasă, cu prietenii sau cu familia. Poți avea un succes deosebit în afaceri. Uneori, activitatea ta provoacă invidie și, prin urmare, dezaprobarea superiorilor tăi, care, la rândul ei îți poate provoca depresie și sentimente puternice negative. Dar cu colegii și subalterni, întotdeauna găsești un limbaj comun perfect, ești receptivă, umană, dar nu leneșă. Poți fi nu numai lucrător sau artizan, ci și artist, cântăreț, interpret, mai degrabă conservator, decât inovator. Nu este un păcat să încerci în comerț. Să presupunem că ești invitate să conduci o companie care este deținută de cineva. Făcând minunată lucrarea atribuită, primește o evaluare extrem de critică acesteia de la proprietarul întreprinderii. Aceste lucru poate duce la depresie sau refuzul unei cooperări ulterioare. Sănătate și boli Pentru tine, gâtul este de obicei partea cea mai vulnerabilă a corpului. În același timp, Natura te-a înzestrat cu o voce plăcută și fascinantă, motiv pentru care poți fi dependentă de cântări sau oratorie. Tu chiar poți face o carieră într-unul din aceste două domenii, doar că trebuie să înțelegi că, corzile vocale trebuie să fie protejate, chiar și de o răceală, ceea ce înseamnă că nu pot fi exploatate nemilos. Tu apreciezi foarte mult contactul fizic te relaxează perfect și îți permite să te debarasezi de griji și stres, motiv pentru care iubirea carnală este extrem de importantă, inclusiv orice formă de manifestare senzuală. Masajul este o altă sursă de plăcere. De aceea, masajul și sexul obișnuit sunt de o mare importanță pentru tine. O bucurie deosebită vine de la lucrul în bucătărie, unde poți experimenta multe feluri de mâncare noi. Fiind predispusă la improvizații îngătit, riști să câștigi o greutate în plus, astfel încât activitatea fizică este absolută necesară, dar nu prea intensă. Destinul și norocul. Ai fost trimisă pe pământ cu o natură puternică și determinată, cu un temperament conflictual. Ești înzestrată cu inteligență, posesă darul elocvenței. Muncitoare, obții totul prin munca și inteligența ta. Viața de familie nu va fi în întregime reușită. În general, viața ta depinde în mare măsură de familia în care te-ai născut, cum ai trecut prin prima jumătate a vieții tale. Dacă ai făcut multe greșeli, ai dus o viață agitată, fără să te gândești la viitor, nu ți-ai găsit locul în viața în anii tinereții, atunci la bătrânețe poți fi singură, nimeni nu are nevoie de tine și poți fi respinsă de toată lumea. Sfaturi pentru tine. Aura ta este simțită de foarte mulți, chiar dacă ești o fetiță fragilă. În prezența ta, totul devine oarecum mai calm, mai ușor de lucrat și de succes, ca și când vine de la sine. Poți fi modestă, dar cu mai puțină educație vei fi prea ambițioasă și poți fi viclană. Trebuie să fii atentă să nu-ți vinzi pe nimic onoarea și noblețea înăscută chiar dacă într-un anumit moment poți fi foarte supărată și dorești să răspunzi la fel, tu trebuie să înveți să-ți reprimi emoțiile și primele impulsuri, să iei decizii la rece. Un alt pericol pentru tine este atragerea de bani și bogăție. În acest caz, va fi necesar să te avertizezi încă o dată despre inadmisibilitatea comportamentului imoral în căutarea de bani. În orice afacere, în orice sferă de viață, este necesar să evaluezi rezultatele obținute din când în când și să te gândești la viitor, nu ar trebui să schimbi cursul evenimentelor. În orice caz, nu trebuie să uiți de idealurile spirituale superioare. Indiferent de viața pe care o poți duce, indiferent de banii pe care îi câștigi, nu lăsa să adormă sufletul tău. Controlează-ți fascinația pentru putere. Servește-l pe Dumnezeu și ceea ce este bun în tine caută călăuzirea divină și urmează lucrurile bune dictate de suflet. Nu uita de unde ai plecat. Nu te pierde în mrejele avansării. Păstrează-ți modestia intactă și cultivă-ți umilința. Încearcă să nu-ți supraestimezi propriile merite. Soarta se poate întoarce în orice moment. Încearcă să înțelegi propriile scopuri și să înțelegi adevăratul tău destin. Nu lăsa trecutul să te tragă înapoi. Ce cadouri ți se potrivesc? o femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei sări de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cuție scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papucii, Așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți oferă un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, prefer lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu și, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană pulover de lună, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.